Vreau să încep cu subiectul cel mai discutat de azi, morții. Morții noștri, morții lor. Și aș pleca de la o informație din Italia. Membrii ai familiilor în care au murit oameni de COVID în anul 2020 au făcut o acțiune colectivă și au dat în judecată după cum urmează: pe prim-ministrul Giuseppe Conte, pe ministrul sănătății Roberto Speranța, ce ironie, și pe președintele regiunii Lombardia. Oamenii au cerut 100 de milioane de euro despăgubiri. Pentru ce? Pentru că susțin membrii acestor familii care au rămas fără cei dragi din cauza virusului, guvernul, prin măsurile luate, a greșit. Cu alte cuvinte, măsurile guvernului italian i-au omorât pe unii italieni. E întrebare, măsurile guvernului român i-au omorât pe unii dintre români în această pandemie? Obligativitatea purtării măștii în spațiile închise, în spațiile, în transportul în comun, la birouri. Închiderea teatrelor, instituțiilor de spectacol, cinematografelor, restaurantelor. Doar în weekend se vor aplica aceste măsuri din nou, nu se aplică în timpul săptămânii. E, aici e o discuție de făcut, cred eu. Să plecăm de la corupția ucide. Da, așa e, ucide. Ok, ucide. Ne-am pus de acord asupra chestiunii acum ceva timp. Dar oare măsurile tâmpite ale guvernului nu ucid? Hm? Nu cumva o dăm așa foarte relaxat cu: stai domne, păi noi facem politică aici, noi luăm niște măsuri și ce se întâmplă, se întâmplă. Dar nu înseamnă că sunteți de vină sau că aveți vreo responsabilitate, hă? Mă mai întreb așa, e zădărnicirea combaterii pandemiei dacă nu purtăm mască, nu? Dar nu e cu mult mai grav atunci când luăm măsuri care se dovedesc a fi foarte greșite? România are un spital pentru cei afectați de coronavirus pe care îl ține închis. 13 milioane de euro a costat unitatea medicală mobilă din Iași, cu peste 100 de paturi ATI. Inaugurarea s-a făcut fără avize de la ISU, Mediu și Apele Române. La Botoșani, un spital nou cu toate dotările necesare stă nefolosit de jumătate de an. În momentul de față în România sunt în jur de 600 de spitale private și de stat, și din păcate 302 dintre acestea nu au această autorizație de securitate la incendiu. Nu cumva toate aceste prostii au condus la pierderi de vieți? Nu e corupție aici, nu? E incompetență, e nepăsare, e aroganță. E, astea nu ucid? Probabil mult mai mult decât corupția. Și dacă suntem de acord că ucid, oare cine plătește? A, nu plătește nimeni, domne, pentru că păi noi facem politică, noi n-avem responsabilitate, sau cum? Aș merge mai departe de atât. 10 lei pe zi bani pentru mâncare în spital e o sumă criminală sau nu? Mă rog, aici depinde cum știi să te descurci, pentru că la Parlament, vorba aia, mănânci cu banii ăștia jumătate vițel. 10 lei și 58 de bani. Nici 11 lei, atât a costat prânzul meu de astăzi. Vorbim despre o masă completă, formată din ciorbă, borș țărănesc de legume, 1,97 de lei, nici 2 lei, atât a fost prețul. Felul 2, pentru că este zi de post, miercuri, varză călită cu mămăligă și de asemenea și un desert tot de post. La această bucătărie vrea Parlamentul să renunțe. Deși mâncarea este foarte ieftină, condițiile insalubre i-au făcut pe aleși și pe angajați să se reorienteze către restaurantul de la Senat, unde prețurile sunt mai mari. A, e foarte ieftin, dar ce să vezi, a început să le pută parlamentarilor. E insalubru, mă. Așa că schimbă, da, se mută în partea ailaltă mocangii neamului, nesimțiții pământului. Dar oamenii ăștia din spitale, unde se mută? Că uite, la 10 lei în spital masa arată un pic altfel decât la gușații nației. Hmm? Asta cum se numește? Dacă nu-i zicem crimă, cum să-i spunem? Cred că ar trebui să terminăm cu ipocrizia asta, cum zicea tătaru: domne, haideți că de vină suntem toți, de vină sunt ultimii 30 de ani. Bă, nu, nu!
ai vrut puterea, te-ai zbătut de te-a luat naiba, ai băgat bani în campanie, i-ai mințit pe oameni, ești responsabil. Poți fi dat în judecată și așa mai departe. Că de-aia nu intră, mă, oamenii cu carte, cu cap, cu bun simț în politică. Pentru că ei simt responsabilitate. Trebuie să plătiți, mă, și voi, cumva, cândva. Asta că plătiți la alegeri nu există, mă, plătiți pe dracu. Ce plătiți? Că stați 4 ani la putere, apoi 4 ani pe bară? Păi voi sunteți grup infracțional organizat, mă, PSD și PNL de 30 de ani. A, stai, nu, că la grup infracțional trebuie să fie 3. A, de-aia a venit USR Plus. Pur și simplu, corupția ucide. Deci, da, da. Corupția ucide, dar ucide și nesimțirea, ucide și incompetența, ucide prostia, ucid toate găștile astea care se dau reformatoare, dar creează doar haos. Uitați încă ceva, un subiect îngrozitor, dar na, asta se întâmplă. Morții de COVID sunt înmormântați dezbrăcați. Un ordin dat de competentul ăla de tătaru la începutul pandemiei. Și vine ministrul Vlăduț Voiculescu a, și spune că nu e niciun ordin de la minister că trebuie să se întâmple așa, că e treaba ăstora de la pompe funebre, domne, că e nesimțire, e... Nu spune nicăieri într-un ordin de ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Regula, dacă nu s-a respectat undeva, este din pricina unei lipse de bun simț. Nu are nicio legătură cu reglementările semnate de domnul Tătaru. Serios? Bă, și-a și insistat că e o știre falsă, că e tendențiozitate, bă, e un atac la adresa mea, aoleu, nu se poate așa ceva, sunt o victimă. Îl știți, cum face el mereu? Dacă cineva invocă o minciună, trebuie să demonstreze altceva. Asta vreau, altceva. Domnule ministru, da, poate faceți o plângere, să faceți... De ce n-ați citit? Eu am citit acel ordin, dar asta s-a invocat în continuu. Bine, n-ai mă, că nu ești destul dacă nu ești și fudul. Asta-i culmea tupeului. Adică i-a luat și nițel la măciuși pe reporteri. Citiți, bă, că de-aia e țara asta unde e. De ce nu dați adevărul la televizor? După cum ați văzut, omul era în eroare gravă, dar îi certa pe jurnaliști că sunt proști. Și un reporter, ce să vezi, îi citește ordinul. Bang, i-a stins lumina. Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator care au fost autopsiate se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției. Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă înainte de a fi introduse în sac. E, și nimic. N-ai, mă, nu, mie... Serios, joia mi se pune așa cu splină, cu ficat, cu tot. N-ai, mi-e foarte greu așa, sufletește pe subiectul ăsta să mai zic ceva. Te poți întreba, oare toate rudele morților de COVID băgați în pământ goi nu pot face o acțiune prin care să reclame încălcarea demnității umane a celor care trec pe lumea ailaltă așa... Îmi și imaginez, ajung românii la Sfântul Petru. Ce e, mă, cu voi în sula goală așa? Știți, ne scuzați, așa e la noi, domnul Sfântul Petru, dar tot e bine că nu ne-au pus în niște gropi de-astea comune să... Hai, mă, ce să... Trebuie să recunoaștem, este mizerabil. Și stați, că revine Voiculescu. Da, mă, revine la locul faptei. Iată. Din păcate, în cadrul întâlnirii... Am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Gata, frate, s-a rezolvat, scuze! Vlăduțe, e foarte simplu. Deja greșești în fiecare zi. Ești în formă, cum zic. Dimineața greșești, la prânz, hei, hop, ai prezentat scuze. Zici că ai program. Noi, dacă am face asta la emisiune, ne-am dat singuri afară după 3 zile. Și dacă ne poți spune, Vlăduț, cam câte greșeli mai ai până te iei de mânuță, te scoți afară și îți dai și un șut în fund? A? Alte întrebări. Să știți că asta cu altă întrebare chiar nu-mi sună cunoscut. Nu. Eu n-am mai auzit pe nimeni zicând altă întrebare. Cel puțin nu în politică. Adică... Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebări.